Bine, v-am regăsit la episodul numărul 14. Aș vrea să punem o întrebare, una fundamentală, una așa numită grea, întrebarea grea, și anume unde se află Dumnezeu în narațiunea vieții. Pentru că atunci când citești Biblia, automat trebuie să te gândești, nu? Că Dumnezeu trebuie să fie cumva implicat în orice fel de poveste care apare. Pe paginile Bibliei, nu? Însă, autorul genezei pare că nu ia în calcul în mod obligatoriu această ipoteză. Nu? Și întrebarea este: chiar avem nevoie de această ipoteză? Bun, la plas poate să-i spună lui Napoleon: uh, Săr, nu am nevoie de această ipoteză, adică Dumnezeu, atunci când explic ceva din uh, cosmos sau din uh, univers. Deși uneori trebuie să te gândești și la această ipoteză. Dar, în cazul nostru, aici e vorba de viața de zi cu zi și de intersecția între om și divinitate. Chiar avem nevoie de această ipoteză numită Dumnezeu sau nu avem nevoie de ea? Te aștepți, totuși, atunci când citești Biblia, că autorii care au scris aceste cărți să îl cumva să îl împingă, în ghilimele, din oficiu pe Dumnezeu în toată această numită narațiune a vieții. Adică noi avem asemenea așteptări în dreptul nostru când ne gândim la Dumnezeu, nu? Dumnezeu este sau nu este implicat în viața noastră? Are rost să-mi să să creionez viața, direcția, obiectivele în funcție de Dumnezeu sau pur și simplu să încerc să îmi văd de treaba mea și dacă Dumnezeu este bine, dacă nu să fie iarăși bine, dar nu trebuie să mă conectez obligatoriu la această, de multe ori, nu pare constantă a vieții, mai degrabă o variabilă. Adică, când este, când nu este. Dacă ar fi eu constantă a vieții, atunci, da, Domne, știu, Dumnezeu este constant a vieții mele și atunci știu cum să mă raportez la El și la viața mea. Dar deci, dacă este o variabilă, poate unor să fie, poate altor să nu fie, atunci cum îmi voi genera, să zic așa, traseul vieții? Întrebarea care n-am cum să o pun este aceasta. De ce tace autorul Genezei? Ca o paranteză, nimeni nu a ajuns la concluzia că trebuie să fie obligatoriu Moise, autorul Genezei. Poate că este, poate că nu este. N-avem cum să dovedim empiric acest lucru. Dar prin tradiție se spune că Moise a scris Geneza, deși sunt mai multe părți ale cărții Genezei care că ar confirma uh, mai mulți autori. În sfârșit, am închis paranteza. De deci, aceea spun autorul Genezei. Cine o fi el nu ne interesează, dar autorul textului numit Geneza. Bun. De ce tace? Vis-a-vis -vis de Dumnezeu, la aia mă refer. De ce tace? Sigur veți spune, doamne, că mai târziu va vorbi despre Dumnezeu. Sigur că va vorbi mai târziu, dar întreacă. Mă refer strict la narațiunea acestei uh, narațiunea vieții lui Iosif la povestea vieții lui Iosif. Nu mă refer la alte uh, întâmplări sau pasaje din Biblie. Mă refer strict la această narațiune. Este ultima parte substanțială din cartea Genezei. Bun, revin acum. Pare că nu ia în calcul această ipoteză. Ba mai mult tace în ce privește recunoașterea existenței lui Dumnezeu, nu ca posibilitate, ci ca realitate în viața lui Iosif. Deci tace. Vorbește de Dumnezeu în ce privește pe Iacov, în ce privește pe Isaac, în ce privește pe Avram. Dumnezeu este foarte prezent în viața lui Avram. Isaac este și acolo, dar nu atât de prezent ca la Avram. La Iacov și acolo este prezent, dar Punctual, în anumite momente cheie ale vieții. Dar acum, cel puțin în prima parte a vieții lui Iosif, Dumnezeu pare absent. Și atunci n-am cum să nu mă gândesc la o întrebare care acum pe noi ne visează: unde este Dumnezeu în narațiunea uh, vieții noastre? Adică, bun, lasă pe Iosif, Iosif nu mai e de mult. Nu mă încălzește cu nimic, să știu că poate că a fost cu el, sau poate că n-a fost cu el, dar unde e cu mine? Unde e cu noi? Sau este sau nu este cu noi? Și atunci, ca să putem să răspundem cât de cât, nu pretind că am răspunsul definitiv și uh, satisfăcător pentru toată lumea la această întrebare. Nu. Dar mă încar, măcar încerc să caut un posibil răspuns. Sau un. Un, un răspuns, mă rog, temporar sau ceva, cât de cât să putem să lucrăm cu ceva concret, cât de cât, nu? Bun. Ca să putem să dăm un răspuns, cât de cât, un răspuns la întrebarea unde se află Dumnezeu în narațiunea vieții noastre, atunci trebuie să ne întoarcem la locul faptei, în ghilimele, adică unde s-a întâmplat incidentul, nu? Țineți, încă suntem fizic vorbind, deși în imaginar, la răscrucea și la propriu și la figurat, la răscrucea la care se află Iosif, adică la Sihem, când acum nu știe să facă. E debusolat, este dezamăgit, este pur și simplu, mă rog, confuz și el acum nu știe ce să facă. Deci suntem mai tot acolo, suntem la acel moment. Și atunci hai să vedem, ne-am întors la locul faptei ca un detectiv care trebuie să caute toate indiciile, să stabilească contextul, să găsească, dacă se poate, mobilul incidentului sau orice alt indiciu, cât de mărunt ar fi ca să ne dea nouă, măcar, măcar un răspuns provizional, așa, cât de cât, să fie ceva acolo. Bun. Ne întoarcem acolo, el se află acolo la răscruce și este interpelat de un om. Da? Deci știm e, momentul. Este interpelat de un om care știe foarte interesant, știe ce caută Iosif. Adică are informația de care Iosif are nevoie pentru ca să-și continue drumul, sau cel puțin să ia o decizie. Nu știm exact. Și dacă află, uite, frații tăi sunt la dotan. Păi să fie sănătoși, ar putea spune Iosif. E prea departe. Încă am, Și așa am mers 50 de mile de acasă, până aici. Și dacă nu au fost aici, e problema lor. Mă întorc acasă la tatăl meu și spun ce s-a întâmplat și mai departe să găsească el alte soluții. Deci el avea teoretic libertatea să spună, mă întorc acasă. De deci, ce spun? Omul din narațiune îl interperează pe Iosif, nu Iosif pe el. Uh, uh, și, dar acest om știe deja cam ce caută Iosif. Foarte interesant. Deci, asta este un alt indiciu. Biblia nu spune concret, dar se sugerează omul. Vedem după aceea, nu? Omul știe deja unde sau ce caută Iosif. Bun. Dar e foarte intrigant toată atmosfera pentru că omul, chiar dacă știe exact ce caută Iosif nu îi servește informația pe tavă, nu acționează ca un fel de semn de circulație în care îi indică direcția și spune, uite, acolo trebuie să mergi tu. Nu face așa ceva acest om. Ceea ce pentru mine este un alt indiciu că este, nu este un simplu om indicator. Adică un personaj din decor care are un simplu și foarte precis rol ca să-ți indice drumul. Atâta tot. El nu are voie să comenteze asupra direcției tale, nu are voie să chestioneze motivațiile, nu are voie să spună întrebări, nu are voie să facă nimic el. El doar cu un semn, așa, să zic aici, pe piept, unde spune acolo este uh, direcția, dotan, încă 15.000, acolo îi găsești pe frații tăi. Nu. Omul din narațiune, îl întreabă pe Iosif, foarte interesant, ce cauți. Dar el știe ce căuta, nu? Pentru că asta ne spune Biblia. De ce te întreabă ce cauți? Ca dacă, dacă, de, dacă deja știi răspunsul la întrebare, de ce îl întrebi ce cauți? Nu vă sună nimic familiar întrebarea aceasta. Sunt multe întrebări foarte scurte. Unde ești, ce cauți, genul ăsta de întrebări foarte scurte, pătrunzătoare, fundamentale, chiar existențiale și care te provoacă să dai un răspuns. Dar întotdeauna cine pune întrebarea aceasta deja știe răspunsul la ea. Nu vi se pare asta interesant? Mie mi se pare interesant. Nu zic mai mult, vă las mai departe să uh, culegem împreună mai multe indicii după care să tragem o anumită concluzie. Deci omul întreabă ce cauți. Cu alte cuvinte, am putea spune, omul trebuie să se asigure că Iosif însuși știe ce caută. Că dacă eu și dădea un alt răspuns, poate că omul ar fi spus, da, nu știu să zic, n-am nicio idee. Bine, acum speculez, dar omul vrea să se asigure că Iosif știe ce caută. Și dacă știe ce caută, atunci da, eu ca individ de aici, aproape de momentul de răscruce, îți pot oferi mai departe noua, pardon, o porție de informație necesară pentru ca tu să-ți continui călătoria. Dacă nu știi ce cauți, eu aici sunt inutil și n-am ce să spun mare lucru. Toate astea cumva, cumva parcă ar pe de o parte ar conspira în, cumva, împotriva lui Iosif, pe de altă parte parcă se adună toate piesele puțin câte puțin, nu deodată, ca să se constituie într-un tablou destul de general și uh, vizibil, adică există o direcție, există un, o, o, o cale pe care acum Iosif tu ești invitat să să, să să o parcurgi Bun, numai după ce Iosif îi comunică îi, îi transmite omului, da, eu îi caut pe frații mei, numai după acest numai după, 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 după aceea omul nostru îi comunică mod, la modul foarte precis, observați cât de precis este omul, i-am auzit spunând haide să mergem la Dotan deci nu doar așa ceva ambigu, s-ar putea să fie în locul acela. Sau sunt niște zvonuri care circulă pe aici, în zonă, că frații tăi s-au dus în partea cealaltă. Nu, nu. Omul e foarte precis. Ca și cum el a fost acolo de față cu ei. Nu? Și i-a auzit, ca să se spune de fapt, i-am auzit spunând, haide la dotan. Nu? Deci n-ai cum să, cum să reacționeze în fața unei asemenea informații precise. Adică ești față în față cu realitatea acum, cu o nouă realitate, cu o nouă direcție. Cu adevărul, dacă vreți și în față în față cu adevărul cum reacționezi, pentru că de adevăr ăsta era adevărul. La dotan erau și el acolo i-a găsit. Deci avem de a face cu adevărul. Când ești plasat față în față cu adevărul, când adevărul te izbește în frunte, ce posibilități ai? Sigur că poți să spui, e, știi ceva, uite că nu mai după la dotan. Clar. Poți să spui treaba asta. Și avem multe exemple în Biblie când oamenii spun nu atunci când au în față în față evidențele adevărului. Uite, de exemplu, viața lui Isus. Altă narațiune fundamentală, poate e cea mai importantă din toate. Dar acolo avem cele mai multe evidențe că oamenii spun nu în fața concretă a adevărului. Deci poți să spui nu. Bun. Dar Iosif spune da. Iosif spune da. Și pentru că el vrea să-și găsească frații, asta e marea slăbiciune, dacă vreți, a lui Iosif. Dacă are Iosif o vină și pun în ghilimele, este că își dorește tare mult să-și întâlnească frații. Că îi iubea, că era sentimentul de datorie, că trebuia să împlinească o poruncă a tatălui său. Sunt toate implicate, fără discuție, dar el dorea să-și întâlnească frații. Întrebarea mea este următoarea. Unde mai exact l-a trimis, de fapt, omul acesta? Nu doar locul, spațiul geografic, Dotan. Dotan nu spune nimic pentru mine, nu pentru noi. Dotan. Ce Dotan? Unde îl găsim? Pe hartă. Poate îl găsim, poate nu îl găsim. Deci, acest loc uh, geografic pe mine nu mă interesează. Dar ce reprezintă, de fapt, Dotan în narațiunea biblică? Dotan în narațiunea biblică aici, în cazul acesta, reprezintă dezastrul care s-a abătut brusc asupra lui Iosif. Cu alte cuvinte, omul nostru îl trimite pe Iosif la dezastru. Nu? Nu, vă văd altă explicație. Nu doar la frații săi. Veți spune, dar poate că omul sărac cu om nu știa ce se va întâmpla. Poate că da, poate că nu. Vom vedea mai târziu. Acum nu pot să dau răspuns la întrebarea aceasta dacă știa, dacă nu știa. Dar cel puțin consecințele, dacă vreți, acestei direcții dute acolo, că acolo sunt frații tăi, sunt acestea. Dezastru. Pentru Iosif, dezastru. Nu numai pentru el, și pentru Iacov, care aude vestea de la frații, de la fiei săi. Și atunci, nu cumva Iosif pare ca fiind un pion pe o mare tablă de șah, tabla de șah a vieții, unde alții sunt jucătorii? și te plasează acolo unde vor ei. N-ați avut sentimentul că am fi doar niște simpli pioni, cel puțin la nivelul acesta acestei lumi, unde alți oameni, mult mai puternici, mai influenți, mai bogați, mai în sfârșit, fac jocurile. Nu? Și așa s-a întâmplat în mare parte când câțiva oameni au decis destinele a milioane de oameni. Pentru că au vrut ei ceva anume. Au vrut ei ceva anume. Dar nu numai la acest, acest nivel uh, planetar, dar mergem mai departe, la nivelul cosmic. Și se pare că, de fapt, noi, pentru Dumnezeu sau pentru alte forțe din Univers, suntem ca niște pioni. Și ne pune pe tablă, vezi, Iov. Nu, l-a așezat pe tablă acolo, după aceea l-a mutat, a venit altul și l-a mutat în altă parte, și viața lui Iov s-a schimbat în funcție de unde era plasat, poziționat de cei doi jucători de șah. Că, în mare măsură, chiar și în anumite imagini apar, asta e, e foarte interesantă, dar nu cred că este chiar corectă, reflectare a realității: Dumnezeu joacă șah cu Satan sau Hristos joacă șah cu Satan. Nu, nu joacă niciun șah cu nimeni, să fie foarte clar. Nu? Dumnezeu nu joacă așa cu nimeni. Dar hai să ne întoarcem la, la, povestea noastră. Bun. Întrebarea cea mai importantă este aceasta. Din punctul meu de vedere, este aceasta. Și n-ai cum să scap de ea. Oricum am încercat să o evităm, să o colim, să facem o manevră așa, una românească, cum se spune în trafic, nu prea ai cum să scap de ea. Întrebarea este aceasta. De unde venea omul acesta? Eu nu sunt sigur că întrebarea este corect formulată. Poate că n-ar trebui să o punem în felul acesta. Dar n-ai cum să nu o pui. N-ai cum să nu o pui. Poate că n-ar trebui să punem întrebarea de unde venea omul acesta. Dar nu avem cum să nu o punem. Să ce o pun. De unde venea omul acesta? Nu mă refer iarăși din punct de vedere geografic de la est, vest, nord, sud. Nu. Originea. De unde venea? Asta este, asta este o formulă biblică. De unde vine el? Adică de la cine este el? Pe cine reprezintă el? Cine simbolizează el? De unde vii tu, îl întrebau evrei pe Isus. De unde vii tu? Adică de la Dumnezeu vii sau din altă parte? Cam asta este de unde venea omul acesta. Bun, prima variantă, am putea să spune, venea de la Dumnezeu, adică pe Dumnezeu îl reprezenta sau de Dumnezeu a fost trimis sau și mai departe. A doua variantă care vine în mintea noastră este de la cel rău, pentru că toți suntem tributari acestei imagini, Dumnezeu joacă șah cu cel rău. A treia variantă care practic nu prea ne convine, dar nu avem cum să l -o, luăm, l o luăm în calcul acum în contextul în care noi trăim, este că acel om venea de la sine. Adică nici de la Dumnezeu, nici de la cel rău, venea de la sine. Era inițiativa lui, este o întâmplare, este o, o coincidență, e un accident, e ce ceva, orice altceva. Și atunci... Haideți să luăm pe cele trei, foarte pe scurt să le analizăm. Prima întrebare, dacă vene de la Dumnezeu, atunci concluzia este cel puțin una temporară. Ce face? Dumnezeu ne împinge spre nenorocire, pentru că dacă Dumnezeu i-a spus să ducă la dotan și Dumnezeu știa că dotan s-a întâlnit cu frații săi și că frații săi o să-l arunce în groapă și că va ajunge în Egipt, întrebarea este... Dumnezeu Face așa ceva cu viața noastră, ne, dacă nu ne împinge, dar ne călăuzește între valea umbrei morții și ne arată cumva că aici trebuie să o iei. Și asta e, îmi pare rău, dar vei avea parte de suferință, de durere, de probleme, de multe, multe uh, situații de astea neplăcute, dar asta este viața, n-am ce să fac, trebuie să mergi pe aici. Și nu este o variantă foarte uh, acceptabilă, pentru că nu avem deloc impresia că Dumnezeu ar putea să ne conducă pe drumul acesta. Sau ar trebui să ne conducă pe drumul acesta. Spre dezastru, spre probleme, spre nou, catastrofe sau așa mai departe. Nu. Putem să uh, nutrim acest gând. A doua variantă. Cel rău. Pare mai pare mai, mai puțin, mai, mai probabilă, pare mai probabil, pentru că cel rău să ține de, de, rele, nu? Așa credem noi și atunci vreau să-i fac răul lui Iosif, nu? Și atunci îi face rolul lui Iosif, chiar îi face rolul lui Iosif. Dar când te duci mai departe și, cum se spune, zoom out, nu? Adică vezi tabloul de, de la distanță. De fapt, până la urmă, Iosif a ieșit foarte bine, mult mai bine. Și Iosif s-a împlinit toate visele și frații săi au fost și ei la rândul lor reconciliați și tatăl său și totul, până la urmă, toate lucrurile și mai mult decât și imagina Iosif au fost rezolvate. Cu alte cuvinte, dia răul, diavolul te împinge la rău, dar el nu-și dă seama că până la urmă se întâmplă ceva care se întoarce împotriva tot acest plan malefic și tu devii acum chiar într-o poziție, ajungi într-o poziție mult mai bună. Și atunci și asta nu prea sună logic, prea concret dar e o posibilitate nu. A treia de la sine, Păi dacă e de la sine, dacă omul vine de la sine, există accidente, există uh, întâmplări, există coincidențe, există aleatoriu, că dacă toate acestea există, înseamnă că Dumnezeu nu prea are loc în această narațiune. Dar țineți minte întrebarea care au pus-o ucenicii lui Isus când l-au văzut pe orbul acela din naștere, Ioan capitolul 9. Cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui? De născut așa. Și Isus răspunde foarte interesant. Dar noi nu prea luăm, ne luăm așa timp să reflectăm. Isus îi spune, nu au păcătuit, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa. Aici o punem eu, un punct pentru că ce urmează după aceea e altceva și de obicei în uh, greșit. Dar atât. doar. S-a născut așa. Punct. Cu alte cuvinte, te poți naște așa. Cu alte cuvinte, există accidente. Cu alte cuvinte, există incidente. Cu alte cuvinte, există coincidențe. Întâmplări. Aleatoriu. Pentru că nimeni nu s-a decis într-o zi să schimbe ceva acolo în acea configurație a genelor și omul brusc, săracul de el, copil făt fiind, s-a trezit acum fără vedere. Nu? Deci ceva aleatoriu. S-a născut un copil cu sindromul Down. Nimeni nu și s-a programat așa. N-a fost hotărât undeva într-un consiliu ceresc, acest copil se va naște cu, cu sindromul Down, ca mai târziu să dovedesc că eu, Dumnezeu, voi avea milă de el sau de părinții lui sau voi face lucrări deosebite, cum în general interpretăm acest text din Ioan capitolul 9. S-a născut așa ca să se arate lucrările Dumnezeu în el. Nu! În exprimarea din limba grecă spune s-a născut așa. Mai degrabă, cam asta înseamnă, scrie în limba grecă, s-a născut așa, mai degrabă se vor arăta în el lucrările lui Dumnezeu. E cu totul altă direcție, fără discuție. Ne întoarcem aici. Care variantă este corectă? Dumnezeu, cel rău sau de la sine? Omul a de la sine. Depinde când pui întrebarea aceasta. Care variantă e corectă? Depinde când o pui. Pentru că în vremea aceea nu există decât un, varianta 1, Dumnezeu. Pe vremea aceea nu se accepta că există o altă putere în Univers decât Dumnezeu. Chiar dacă era Dumnezeul Suprem și mai erau și alte zeități. Dar acele zeități nu aveau putere mai mare ca Dumnezeul Suprem. Da? Și atunci, cum spune și Iov, nu? Dar Dumnezeu vine și binele și răul. Deci nu există altă variantă, altă explicație decât Dumnezeu. Nu există accident, nu există întâmplare, nu există aleatoriu. Doar Dumnezeu. Cu alte cuvinte, foarte precis, autorul Genezei tranșează problema, spune că, indirect o spune, că de fapt omul acela venea de la Dumnezeu. Bun, dar asta e o deducție. E o deducție bazată pe o concepție pe care o vreau ei în vremea respectivă. Nu avem și alte indicii, pentru că am plecat la cules de indicii, nu? Ba da, avem și alte indicii. Indiciul numărul 1. Un eveniment similar se întâmplă în viața tatălui său, adică Iacov în Geneza 20, nu, 32, pardon. În Geneza 32, de la versetul 24 până la 32. Așa numită noaptea strânturilor lui Iacov. Și avem practic aceeași elemente de decor. Avem pe cineva care trebuie să se cu frați, fratele său, Iacov cu Esau. Se află singur pe câmp, debusolat, nu? Înfricoșat și vine un om care se luptă cu el. Și în urma acestei lupte, Iacov e rănit, dar este rebotezat, acum se numește Israel, pentru că a luptat cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Dar sunt aceleași indici interesante. Eu un om, eu sunt doi frați aici, deci rația de frate, așteptări, probleme, anticipare și așa mai departe. Deci asta spune ceva, indiciul numărul 1. Indiciul numărul 2, avem o confirmare post-eventul, deci după momentul acesta numit Târscucea Vieții, în Geneza 39, cel puțin în două versete, versetul 2 și 23, unde spune explicit acum autorul, dar Dumnezeu a fost cu Iosif și l-a binecuvântat pe Iosif. Dumnezeu a făcut și asta, deci apare. Apare destul de puțin, dar apare concret, spunând că Dumnezeu a fost cu Iosif în Egipt, Exact, în momentul cel mai complicat, cel mai uh, de jos al vieții sale, Dumnezeu a fost cu el acolo. Care e concluzia? Pentru că acum am avut niște indicii și trebuie să dăm un răspuns la întrebarea unde este Dumnezeu? Dacă omul acela venea de la Dumnezeu, deci sunt multe implicații, consecințe la răspunsul acesta, dar pe baza acestor indicii am putea spune așa. Fără să greșim prea mult. Indiferent ce se întâmplă, că treci prin probleme cu frații tăi, că aproape că își pierzi viața sau îți pierzi demnitatea sau îți pierzi libertatea sau pierzi oportunități sau în sfârșit, ajungi în captivitate, una relațională, una financiară, una socială, nu contează. Și ai așa un fel de uh, suișuri și coborușuri. Indiferent unde te afli, fie sus, fie jos, Dumnezeu este acolo. Asta transmite, uh, nu explicit, dar sugerează autorul Genezei. Deci unor spune clar, Dumnezeu era cu Iosif. Deci asta spune autorul cărții, că Dumnezeu este cu noi. Odată ce am plecat pe acest drum, chiar dacă nu-l vedem, Chiar dacă nu l înțelegem, chiar dacă nu îl percepem, chiar dacă nu simțim nimic, Dumnezeu este de la punctul A până la punctul B. Cum a și promis de altfel. Și indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu va fi acolo, întotdeauna aproape de noi. De aceea este foarte important să recunoaștem că nu suntem singuri, că avem voie, ba chiar suntem încurajați să visăm și că să ne, să ne luptăm cu necunoscutul, chiar dacă va fi cu noi pentru un timp necruzător, dar Dumnezeu nu ne lasă singuri, nu ne abandonează și pe cei care luptă cu necunoscutul, Dumnezeu întotdeauna îi va asista și vor ieși biruitori.